Sarabanda meciurilor a început deja. De astăzi și până duminică, Sala Sporturilor din Deva este gazda primului turneu al Campionatului Național de Handbal Feminin rezervat juniorelor 2, Seria G, formată din echipele CSS Hunedoara, CSS Petroșani, CSM Deva și CSS Sibiu. Astăzi s-au disputat deja 4 jocuri, mâine între orele 10 și 19 se vor juca alte 4 partide, urmând ca duminică dimineața să se consume ultimele 2 confruntări. Mâine, înainte de amiază, Liga a 4-a Hunedoara la fotbal își va consuma încă o rundă din campionat. Începând cu ora 11:30, pe 9 stadioane din județ, se vor disputa meciurile din etapa 8-a după următorul program. Universitatea Petroșani, Hercules Lupeni, Minerul Uricani, Retezatul Hațeg, CS Vulcan, Metalul Crișcior, Retezatul Râu de Mori, Zarandul Crișcior, Șoimul Băița, CFR Simeria, Jiul 2, Petroșani, Inter Petrila, Aurul Brad, Aurul Certej, Dacia Orăștie, Victoria Călan și CS Ghelari, Gloria Giurgiu. În aceeași rundă, Jiul Petroșani evoluează în deplasare pe terenul celor de la SSP Cluj-Napoca. În deschidere, de la ora 9:30, vor începe meciurile dintre echipele de juniori. Tot mâine, însă, pe terenurile de zgură a Tenis Club Siderurgica din Hunedoara, se va desfășura ediția 5-a a turneului de tenis dotat cu trofeul Family Cup. Meciurile vor începe la ora 10. Supercupa Family Cup este programată la ora 14, urmată de festivitatea de premiere de la 15.